Floarea Soarelui. Așa arată. Acum este aproape de cules, matură. Floarea Soarelui. Rădăcina se recoltează toamna timpului, când încă are vigoare. Se dezgroapă cu cazmaua, se spală bine, după care se taie în fâșii pentru a nu mucegăi și să se pune la uscat. Deci, rădăcina. Rădăcina de proprietăți active și ușor calmante gastrice. Deci, rădăcina de Floarea Soarelui. Floarea Soarelui este cumva, se vede. Aici este o cultură destul de bună. Tulpina. Deci, tulpina de Floarea Soarelui. Se recoltează, folosește numai verde, aflând efecte febrifuge. Frunzele. Deci, frunzele de Floarea Soarelui. Frunzele. Ca și tulpina, se folosesc numai verzi, având pe lângă efectele febrifuge o acțiune expectorantă și decongestivă pulmonară. Câte minunate proprietăți are această plantă. Petalele florii, deci de aici că au ieșit semințe din floare, se recoltează prin ciupire de pe pălărie, se folosesc proaspete pentru tintură sau se usucă în strat subțire. Au acțiune intensă de stimulare imunitară, antitumorală și de mărirea capacității de adaptare a organismului. Deci întărește sistemul imunitar al organismului. Semințele, când sunt proaspete și necojite, ele devin remediu pentru combaterea bolilor de rinic, de bilă și circulatorii. Deci, Floarea Soarelui, minunata plantă medicinală. Pălăria, deci pălăria de a Floarea Soarelui. Este leac contra durerilor de cap, a insolației și a bolilor eruptive la nivelul pielii. Sensibilitatea la gripă și la alte boli infecțioase, cu tinctură din petale de Floarea Soarelui. Bolile tumorale maligne și benigne, cu tinctură. Faringita și amigdalita și bronșita cronică, cu tinctură. Adjuvant în tuberculoza pulmonară. Pojară, eczeme care produc mâncărimi. Ceai de pălării de Floarea Soarelui, constipații, la constipații, pulbere de rădăcină de Floarea Soarelui, indigestie, dureri de stomac, pulbere de rădăcină de floare, dureri de cap produse de oboseală sau stres, ceai din pălării de Floarea Soarelui, minunata plantă medicinală Floarea Soarelui. Deci o privim și cu alți ochi, din punct de vedere medical. Deci se folosește aproape tot, rădăcină, tulpină, frunză, floare, pălărie, semințe. Deci, când te uiți la această minunată plantă care se cultivă la noi de mult timp, are multe proprietăți. Trebuie să le știm și să le exploatăm și aceste proprietăți. Bine, ea se extrage uleiul de Floarea Soarelui, dar se gândește din punct de vedere medicamentos. O Floarea Soarelui înflorită. Deci, i se spune denumirea așa, deoarece copie un soare. Deci florile astea se ciupesc pentru tratament, florile de Floarea Soarelui. Deci o Floarea Soarelui înflorită. Foarte frumoasă. Imită soarele, de aici e și denumirea, Floarea Soarelui. Vin albinele la ea, mierea de Floarea Soarelui, foarte apreciată. Deci florile de Floarea Soarelui se folosesc în tratamentul medicamentos. Deci are afecțiuni terapeutice. Trebuie să o privim și din punctul de vedere al echilibrării organismului uman. Nu numai, că din ea se face uleiul de Floarea Soarelui, comestibil. Deci o folosim și ca plantă medicinală.